Cum să nu întărât la mânie pe copiii mei? Nu-i întărâta. Stai că am găsit o traducere care zicea că să nu-i exasperați, să nu-i faceți să meargă cu pluta. Dar întreabă pe ăștia mai mari, pe ei ce-i întărâtă? Ce-l întărâtă pe un bărbat? Ce-l întărâtă pe o nevastă? Când o ia cu damblaua? Că eu bănuiesc că dacă ne gândim la ce ne întărâtă pe noi, s-ar putea să găsim răspunsul la ce-i întărâtă pe ei. Dar voi așa din sală, că sunteți asistenții mei, ce credeți că-i întărâtă pe copiii noștri? Sigur că depinde de vârstă, da? Și depinde și de copil. Dar când îi repeți mereu aceleași lucruri, să vă spun o chestie din familie, nu tăce să spun, dar unele se spun. Și ce-mi ziceau la un moment dat copiii? O zic că, băi, tata, bă, tu chiar ai o problemă. O zic că tu nici nu te uiți dacă facem ceva sau nu facem ceva și tu nu pierde vremea. Să tu îți dai seama că ai o problemă. Îmi dau seama, dar nu pierdeți vremea. Na, acum, să vă dau la ăștia mai tineri un secret. Învățați-i până sunt mici și când devin un pic mai mari, ca să nu le explodeze nervele, nu le mai țineți predica. Numai când ies pe ușă, numai te zici, iubire, trebuie să-ți amintesc ceva? Nu, mamă, zice nu. Dar deja în minte filmul merge, știi, că atâta l-ai băgat acolo cât a fost mic, ce numai trebuie să-ți spun ceva? Nu, mama, nu, bun, tu, am vrut să spun că te iubesc, Domnul Iisus, cu tine, știi? Trebuie să fim și noi înțelepți. Da, deci să avem grijă că sunt lucruri care ne deranjează mult pe noi și atunci îi deranjează și pe ei. Și noi nu suntem chemați să-i întărâtăm, noi suntem chemați să-i ajutăm. Ce vreau să vă spun că noi putem întărâta cu lucruri bune. Eu am văzut frați care îi făcea să-i crească tensiunea lui ăla cu versete biblice. Știi că știe că alea nu îi plac, sau îi zicea la câteva, dar frate, dar eu te iubesc în Hristos. El mai bine zicea că îl strânge de gât. De asta nu mi-i băga asta cu iubirea creștină, că știa că îi pușcă sub apele, știi? Vezi că Domnul știe adevărul. Deci să avem grijă. Copiii noștri trebuie să avem grijă și de mintea lor și de sufletul lor. Adevărul trebuie spus, dar în dragoste, înțelept și în funcție de situația în care este copilul. Și unora copiii v-au crescut. Credeți-mă. Deci unii chiar ar trebui să apreciați că aveți copii foarte, foarte faini. Din nou, că mai au ei, de ce noi n-avem? Avem și noi. Avem, da. Cum să-l fac să înțeleagă, pe el sau pe ea, importanța timpului petrecut împreună? Eu aș zice cu mai puțină teorie, cu mai multe lucruri practice. Că noi toți ne dăm seama dacă e frumos sau nu, nu? Și dacă tu faci ceva frumos pentru soția ta, nu trebuie să-i ții o predică de un ceas că e frumos. Încearcă să faci frumos și ea să prinde. Dar poate că varianta ar fi să te asiguri cumva că e frumos și pentru ea. O altă chestie din Didina, care o cunoașteți, e o fată tare serioasă. Și una din discuțiile noastre sunt glumele care le fac eu. Dar eu mă abțin mult, credeți. Dar nu-i place să fac glume, sau dacă fac glume pe mâncare. Deci în cazul că vin la voi, știi, mă, mănânc eu ceva, știi, și fratele sau sora mai mănâncă, depinde ce zic, bă, frate, mie nu-mi pare rău de ce am mâncat, îmi pare rău de ce rămâne sau ceva. Unii le vin, nevasta nu, deci nevasta știe, în public e de nota 10, cum urcăm în mașină. Că ce se întâmplă între timp? Ție-ți vine o idee, bă, și așa am făcut mai mult, hai să-i pun două chiftele lui fratele Iuga. Păi, dar eu nu-i refuzau pe sora dacă pune două chiftele. Când intru în mașină, bă, n-ai mâncare acasă? Eu zic, mă, da, am făcut o glumă. Dar ce-o înțeles sora? Păi sora o înțeles ce-o vrut e.
Dacă o luat-o ca glumă, o râs toată lumea, dacă mi-a pus două la pachet, slăvit să fie Domnul, la primul năcăjit le dau sau le mânc eu, treaba mea. Noi de aici putem scrie un roman, da? Da, deci... Și atunci ea a zis următorul lucru, că noi în casă numai ea e normală. Și mai zicea și copiii, știți, o să că e glumă. De ideea o să că gluma e când e glumă pentru toți. Nu numai pentru unii, de trebuie să râdem toți. Deci la voi lucrurile frumoase când e pentru amândoi. Că dacă e fain pentru tine, nu înseamnă că a fost fain pentru amândoi. E vorba de gust. Ce acum... vorbeam aseară, nu? Da, da, pune un pic gusturile împreună, adică tu îți place părtășia frățească și inviți pătăți băieții la tine, la curcani, la ciolane, la cutare și iei robotul casei. Păi dacă ai gusturi din astea, fă și tu frigărui, fă cutare și... Îl chemăm pe fratele Sami, care e bun la bucătărie. Iar s-o scos pe el. Băi, era vorba de voi, mă, nu de aduci tu pe altul. Așa te duci la restaurant și mănânci. Sau te invizi la altul acasă și e mai simplu, să bucură și ea și tu. De regulă de sărbători. Dar întreabă pe ea. Asta e un lucru, vedeți, în Scriptură. Nu putem să mergem pe versete cum ne plac nouă. Un verset care ar ține echilibru ar fi așa. Fiecare să se gândească și la foloasele celuilalt. Nu numai la foloasele celuilalt. Deci nu poți să spui că te gândești numai la foloasele celuilalt. Și nu-i bine. Toți ne gândim și la noi, ne gândim și la celălalt. Și când vrei o chestie în asta, te gândești, bun, mie ce iese din toată chestia asta? Păi eu mă întâlnesc cu băieții, cu tare, sarmale. Bun, și ei ce iese? Ochii, sufletul, da. Deci dacă și ei iese ceva plăcut, normal că o să mai dorească întâlniri din astea. Dacă... ea, după o chestie în aia ce îți place ție, ea e varză, să știi că se satură de varză de Bruxelles, că nu tot timpul își dorește să fie creață, se mai și lungește. Da. La păr m-am referit. O întrebare în contrast, cum să ne raportăm, de fapt nu, asta era. Înțeleg importanța timpului împreună și mă bucur de el, dar cum explic dorința de singurătate? Știu, Iisus stătea singur, dar el nu era căsătorit sau se aplică? Se aplică. Întrebare pentru sală. După ce mă căsătoresc, cămăruța mai rămâne sau o demolez? Mai rămâne. De ce? Deci toți avem nevoie de timpul nostru în care ne retragem, da? Ce le recomand bărbaților? Să aibă grijă ce se roagă în prezența nevestei, și ce se roagă în cămăruță, dacă nu ți-o pus microfon. Da. Deci în prezența nevestei nu poți să spui, Doamne, m-am săturat de ea, știu că e darul tău, dar a devenit o pacoste cu tare, că nu cred că termini rugăciunea. Adică nu, că o să intervine ea peste tine și o spună, Doamne, el s-a săturat de mine. Că mi-a crude, adică știi, poate fi un dialog foarte frumos. Eu v-am spus că e comunicare în rugăciune. Sau poate austigaia, sau știi, se vorbește. Dar întrebarea mea, dacă eu mă rog spunând adevărul lui Dumnezeu în prezența ei și spun, Doamne, îți mulțumesc că e o mamă bună, îți mulțumesc că e sănătoasă, îți mulțumesc... Pot găsi 7 lucruri frumoase în prezența ei să le spun Domnului? Sigur că da, da? Poți să-i cer ceva Domnului, dar întrebarea mea, fetelor, câte ați fi deranjate dacă el s-ar ruga singur ceva de genul, cum am zis, Doamne, nu știu, e bai cu mine, m-am dus cu pluta, nu mai am credință, eu chiar cred că tu mi-ai dat-o și am considerat-o cadoul tău și acum nu mai sunt ca la început și v-ați bucura bărbatul vostru să discute cu Domnul chestia asta? Că dacă nu o discută cu Domnul, cu cine o să discute? O să o discute cu altcineva. E, dacă o discută sincer cu Domnul, că Domnul oricum îi știe gândurile, Domnul să spună, Petrică, exact cum ai zis, eu ți-am dat-o, eu știu toate, taci și rabdă, că de asta am pus-o să te zolească un pic, că văd că altfel n-am putut, și atunci am zis că o folosesc pe ea, că ea totuși ascultă de mine, și mai avem puțin de mers și lucrurile să fie bine, da? De la mine vine lucrul ăsta.
Că zice el și la unul numai păreții, e treaba lui. Că, surorilor, eu cred că și voi aveți nevoie de cămăruță. Oare cine a scris cântarea aia? La toți le-am spus durerea, Doamne, și le-am cerut la toți un sfat. Zadarnic, toți au râs de mine, Tu singur, Tu m-ai ascultat. Oare bărbat sau femeie? Știu că o cântau bărbații. Nu știu cine a scris-o, dar a scris-o bine. Deci e clar că dacă ne căsătorim, nu dispare cămăruța. Și atunci întrebarea era, cum îi explic celuilalt că am nevoie și de cămăruță? Tu să-ți explici ție. Dacă poate ajungi într-o situație... Păi te duci în fața oglinzii și vorbești cu tine. Poate de acasă o fi învățat în familie că tot timpul stai lângă bărbatul tău, nu lăsa niciodată și atunci vine și o perioadă de... Omule, eu am mulțumit lui Dumnezeu că nevastă mea nu și-o luat verset de aur, unde te duci tu, voi fi și eu. Păi cine mai creștea pruncii? Era teroare, știi? Lasă, tăte la vremea lor, da? Deci dacă trebuie să explici ție... Îți găsești explicații din Biblie, dacă trebuie să explici celuilalt, tot frumos omenește, explici celuilalt, dar eu vă întreb, chiar toți sunteți tot timpul împreună, adică mâncați împreună, dormiți împreună, lucrați împreună, mergeți la socri împreună, deci cât sunteți din ăștia care nu scăpați unul de altul? Mâna sus! Dar nu voi ați pus întrebarea, alții au pus-o, da, da. Ăia care tot timpul au liber, au pus întrebarea cum să mai scape de celălalt. Păi fratele meu, dacă vezi că nu, pleacă nevasta la serviciu sau nu știu unde, dar tu n-ai să discuți tu cu Domnul. Poate unii conduce jumătate de ceas pe nu știu unde. Decât să stea mintea la prostii, cu ochii deschiși, tot vorbești cu Domnul. Deci poți vorbi cu Domnul, cum e rugați-vă neîncetat? Numai aleluia, slăvit să fie Domnul. E, când plângi și nu mai vezi, tragi pe dreapta. Că nu e nimic, dacă tragi 5 minute pe dreapta, plângi tot ce ai de plâns, îi spui Domnului, te înviorează, te duci mai departe. Adică să stai la barieră, mai bine stai în parcare. Deci se pot atâtea lucruri. Nu știu cum vă găsiți voi timp de fotbal, de una, de pescuit, de toate, și el nu-și găsește timp de cămăruță. Dar cam cât stați voi în cămăruță, măi, de nu vă găsiți vreme? Am înțeles, cu ceasurile. Nu, frumos este chiar să avem puterea, maturitatea, să-i spunem celuilalt, am nevoie de. Dacă, pentru binele tău. Surorilor, spuneți așa, băi, eu dacă nu mă retrag acum jumătate de oră singură să mă rog, nu știu de ce sunt stare. Fă ce vrei, du-te, dacă vrei, roagă-te, dacă vrei, du-te, lasă-mă că e pentru binele tău. Crede-mă că e bine. O să priceapă ei. Da, deci... Și trebuie. Asta ne-a învățat Iisus, și. Ziceați de probleme și cu cine să vorbim. Poate familia depăși conflictele care apar fără sau ar trebui un mediator al bisericii să-i ajute? În primul rând, în familia creștină nu există conflicte. Există părtășie intensivă. Să folosim cuvinte consacrate, da. Sau discuții la alt nivel, care se aude la al treilea bloc, dar nu ne certăm. Sfatul meu este să nu avem o mică neînțelegere, zup, unii păstorul, unii comitetul, pentru ăștia care sunteți așa, vă recomand să citiți Cioara de Costache Ioanid. Știți poezia? Ombla peste tot să spună că nu are coadă și când au venit acasă au constatat că tot n-avea coadă, dar toată lumea știa că n-are coadă. Da. Dacă, deci încercați să le rezolvați voi, că nu puteți fi toată ziua numai la consiliere sau nu știu unde. Și Dumnezeu vă va crește, vă va ajuta, vă veți maturiza și sper ca într-o zi unul să fie un pic mai sus decât celălalt. Apoi, eu aș recomanda să nu uitați de părinții voștri. Că unii încă mai aveți părinți și nu-s chiar lepădați de credință. Ascultați-mă, părinții au trecut și ei prin multe, chiar dacă nu v-au spus. Părinții continuă să vă iubească, poate un telefon, un sfat. Dacă vă duceți la părinți, vă fac și o ciorbă, știi? Sunteți câștigați. Deci, și s-ar putea, dacă voi cereți ajutorul, să descoperiți atunci cât de mult vă iubesc părinții și vă doresc binele.
Asta e o extremă. Cum apare ceva, zburăm nu știu unde. Cealaltă extremă este, avem o problemă, încercăm să o rezolvăm o dată, nu reușim, a doua oară nu reușim, a șapte oară nu reușim. Și ne dăm seama că ne îngroapă problema. Dar noi nu spunem la nimeni că noi trebuie să fim cu tabloul frumos. Oameni buni, hai să vă spun un lucru. Eu nu cred în familie fără probleme. Nu cred în familie fără probleme. Bun, am eu așa un asterix. Aș crede într-o familie fără probleme, într-o singură situație. Dacă sunt atâta de slabi, că dacă Dumnezeu îngăduie o picătură pe ei, îi omoară picătura aia. Eu cred că Dumnezeu în bunătatea lui, atunci nu lasă nicio picătură, că nu vrea să-i omoare. Dar cu cât ești mai tare și mai implicat, cu atâta diavolul o să-ți dea să te faulteze de numă. Că asta e, adică tu urli împotriva lui și el să stea liniștit. Dacă te uiți în Scriptură, toți oamenii spirituali au avut probleme, lupte și bătălii mari. Care a fost secretul? Că împreună cu Dumnezeu au ieșit de acolo. Deci faptul, știți că eu mai spun, dacă vrei să nu te creadă nimeni, spune adevărul, frate. Deci în lumea evanghelică, dacă spui adevărul, nu te crede nimeni. Dar tu ești liber. Știi, când te întâlnești duminică dimineața, în duminica cu cina Domnului, știi? Te întâlnești cu unul acolo pe stradă, băi, ce faceți? Nu zice aleluia, slăvit să fie Domnul. Numai dacă e așa. Tot ce fac? Tot mă gândesc. Mai iau cina? Nu mai iau cina astăzi. Când m-am sfădit cu ăsta, era să-l strâng de gât. Dar m-a oferit Duhul Domnului, nu l-am strâns de gât. Am venit amândoi împreună cu mașina, dar oricum n-am vorbit și n-am gesticulat cu fratele Iuga, că dacă n-avem geamurile acoperite, să nu. Și mă întreb acum, stau, nu, o iau, cu așa, la... 99% că nu te crede nimeni. Deci, iar l-omul lipsit și pe ăsta Iuga. El în duminica cu cine face glume. Hai mă, lasă-te moșul ăla, ce fii tu serios, tot ce gândești, dar serios că eu crăb. Dar el crede că ai glumit, că nu știu ce... Dacă te ia în serios, s-ar putea să fie persoana pe care o folosește Domnul să spună, băi, stai un pic. Tu văd că vorbești serios. Păi normal că vorbești serios. Păi unde e nevastă ta? Păi aici. Hai să ne ducem acolo să facem o rugăciune. Te duci acolo la poartă sau undeva, te lasă fratele în birou, vă spune trei cuvinte înțelepte, poate vă ajută, plânge tu și nevasta, vă îmbrățișați, veniți și luați cina. Asta ar fi varianta care să te ajute. Varianta aia altă, masca de pocăi pe față, slăvit să fie Domnul, ne bucurăm în Hristos. Și ce faci aici? Crapă sufletul în tine, nu știi unde să fugi, iei cina, zici că te intră satana în tine ca Iuda, pentru că toți ne obișnuim să fim fățarnici. Fățarnici în familie, apoi fățarnici în biserică și ce facem când ajungem în fața Domnului? Deci, până la urmă, chiar trebuie să... Familia este și pentru bine și pentru rău. Asta este, frate, cu bucurii. Deci nu văd eu... A, că sunt momente în viață, da, în care, dar n-ai cum. Noi am fost crescuți diferiți, am fost în biserici diferite, avem temperament diferit, înțelegem uneori Biblia diferit, venim din biserici diferite și o să vedem lucrurile la fel întotdeauna. Nu avem cum. O să avem păreri diferite pe anumite lucruri, asta nu înseamnă că nu suntem soț și soție. Și unitate în familie nu înseamnă să dorim toți același ceas pe perete. Pe asta ar trebui să hotărâm în adunare generală ce ceas să punem pe perete. Atunci aș vedea eu la ce oră terminați. Că unii ar vrea cu cuc, unii ar vrea cu... Și ce? Noi nu putem fi frați dacă nu-i ceasul, cum nu-i pe gustul meu? De asta și în familie, faptul că nu ești de acord 100% cu soțul pe un lucru material, nu înseamnă că e sfârșitul lumii. Care? Nu ești de acord și gata. Mai lași tu după el, mai el după tine, că până la urmă că se închide ușa în dreapta, în stânga, acolo... Marile probleme, știi? Dar de aici poate diavolul să ne frământe de numai, știi? Cred că întrebările astea merg împreună și cele mai apreciate. Când doar eu am dorința de a fi intim și nu vine din partea lui sau din partea ei, poate fi asta un semn de întrebare că refuză și întrebarea care completează, cum întreții o relație sexuală sănătoasă? Păi acum întrebarea mea este... Noi putem fi diferiți și din punct de vedere sexual. Da? Că am înțeles că la
caracter sau la fapte, unele ați vrut să-l frânați, altele ați vrut să-l băgați în viteza 4, nu știu ce. Poate fi asta și la relația intimă. Păi dacă el are numai 2 măgari putere. Păi nu, dacă așa ți l-ai luat, că așa l-a făcut bunul Dumnezeu, cu 2 cai putere. Ce aștepți după căsătorie să fie turbotunat și ăsta cu 18 cai? O să fie 2 cai plus minus, da, depinde. Sunt oameni diferiți, unii sunt într-o extremă, unii sunt numai la sex să gândească toată ziua. Dar și bărbați și femei. Pentru ei toată viața, mai ales ajutați de nebunia din societatea asta, la ei totul e sex. Macaroane, ce, numai la sex de stă. Ăștia cumva numiți de unii sunt obsedații sexual, care tot așa. Sunt alții, zice o soră mai în vârstă, pe vremuri când eram eu tânăr. Eu de la frați le-am învățat. Nu știu ce povesteam de o familie, zice sora în vârstă. A, pe dacă așa stau lucrurile, frate, eu înseamnă că toată viața am fost impotentă. Sora pe la 70 de ani. Eu ce am înțeles de la sora? Că o zică, frate, dar pe n-am fost eu toată ziua după, nu mi-a stat mintea acolo. Dar asta nu înseamnă că nu s-a culcat cu bărbatul, știi? Că bărbatul era din ăla cu... Nu mă ajungea tauri și... Băi, la 70 de ani făcea 7-8 turi de stadion, fugea. Eu nici nu cred că puteam să-l filmez atâta, știi? Mai târziu, după ce a zis sora, cum a fost ea, m-am gândit, ce fuge fratele atâta pe stadion? Ce să facă, da? Ei, și atunci, primul lucru este să accept o realitate. Acum, ascultați-mă. Exact cum îți spuneam ție cu celelalte lucruri. Dacă în relația intimă ne gândim doar la noi și e doar interesul nostru și binele nostru, te miri că nu-și dorește celălalt? Că dacă vorbim ca regulă, domne, eu să mă simt bine, nu contează ce-i cu ălalt. Păi ălalt o să se simtă folosit odată, o să se simtă folosit a doua oară, o să se simtă folosit a treia oară și a patra oară o să spună ori nu salteaua ta, ori nu staurul tău, ori în zocutare, o să găsească o expresie din asta mai lumească. Și atunci eu cred că și aici trebuie să fim înțelepți, să ținem cont și de celălalt și să vedem cum putem face, vorbesc în termeni morali, biblici, ca relația să fie bună pentru amândoi. Dacă ai o soție sau un soț care nu ăsta e punctul lui forte. Și acum eu nu știu de ce în lumea asta, cred că e tot o nebunie a diavolului. Păi, oameni buni, de ce unii se consideră foarte barosani și speciali, că-s mai potenți decât alții? Păi bune, asta e până la urmă cea mai mare avere a noastră, sexul. Că parcă în lumea asta nu mai are nicio valoare decât omne, cât ce potență sexuală ai, da? Bun, și dacă nu ești la fel ca ălalalt, că ascultați-mă, se pare că nu vedem toți la fel, dar e ok, n-auzim toți la fel, dar e ok, nu simțim toți la fel și e ok, slavă Domnului, toate chiar e bine să ai nasul înfundat și multe, da? Domnule, dar pe sex trebuie să fim toți la fel. Am citit undeva, atât de mult se pune chestia asta pe medicamente, pe potență, socotare, și cineva făcea următorul comentariu. O să că noi nu ne dăm seama că una dintre cele mai mari probleme este cu Alzheimer-ul, care se înmulțește. Și au zis că e foarte important toate industriile astea să facă tot pe sex, că dacă vine Alzheimer-ul, o să fim ca tauro comunal, ca bica, dar nu o să știm la ce folosește. Știi, dacă nu mai... Deja bai tu roaba dacă nu știi la ce folosești roaba. O să car tot în spate, știi? Și atunci aș pleca de la un lucru. Accept o realitate. Fetelor, dacă v-ați luat unul care tot timpul a fost turbo și numai pe garduri, voi vă așteptați după cununie ăla să stea liniștit? În veci, frate, așa e la... Păi voi nu pricepeți un lucru. Dar de la început v-a arătat că lui nu i-a stat ochii, nu i-a stat mâinile, tot o văzut să vadă cum ți-e anatomia, cum ți-e creierul, cum știi, de el n-avea niciun drept, nu semna nimic, nu i-ai promis nimic, de el tot o încercață. Și tu crezi că ăsta stă, el după ce ai semnat, el te consideră a lui 100% pe vece vecilor. Nici nu mai trece prin cap să se gândească la ceva, dar el a așteptat atâta, frate, așa cum n-are, o zis unul, eu din Scriptură, el un singur verset de aur are, bucură-te din nevasta tinereții tale. La nevastă o să da, dar nu în fiecare zi. Și atunci, care vi l-ați luat așa turbo, asumați-vă că ăsta nu s-a însurat să stea liniștit.
El vrea să stea liniștit, să călugărea. No, ce ar mai trebui să știți, fetele, despre unii băieți? Că ăștia se documentează. Unii chiar înainte de căsătorie. Intră pe net, acolo studii și spune, conform studiilor, într-o relație de familie normală, de 2,3 ori pe săptămână se întâlnesc soții, da? Voi credeți că asta îl interesează pe el normal? El vrea să stabilească noul record mondial, știi? Să ajungă acolo în carte. El le citesc acela studiu. Când el zice 2, zice la mine o fi 8 din 7, știi? El le citesc 2,3, unele zic, no, 2,3, noi nu suntem, a, zice 1,5, știi? No, și ăștia se întâlnesc, da? Și atunci întrebarea este, cum facem să nu ne dăm în cap unul altul? Eu cred că relația intimă n-ar trebui scoasă de pe lista de rugăciune. Și aici îmi pare rău că unii chiar banalizează, o să că pentru asta ne rugăm noi. Păi stai că e parte din viața noastră. Și eu cred că pot cere aici și înțelepciune, și sănătate, și discernământ, și iubire, ca să nu fiu egoist, da? Deci pe lângă rugăciune ar trebui apoi să mă și informez un pic despre celălalt, despre trupul lui, despre sufletul lui, apoi ar trebui să comunicăm între noi. Eu la un moment dat am zis, când erau tot felul de probleme, am zis că de ce nu aveți și un timp intim programat? Tot timpul am din ăștia care râde minios, că da ce, frate, facem noi sex la comandă? Păi zic, atunci nu fă deloc, nu, dacă nu la comandă. Dar eu, ca să văd cât de spiritual sunteți, câți luați cina Domnului? Și când luați cina Domnului? Când luați voi cina Domnului? Când e programată. Păi, dar ăsta e unul din lucrurile cele sfinte. Și tu iei cina Domnului programată, auzi? Deci cum să spun, dacă ai luat-o tu cu Iisus, o iei când vrea Iisus și când poți tu. Dar dacă vrei să o iei cu noi, spui, frate Iuga, noi avem o programare, pe tine programarea te ajută sau te încurcă? Mă ajută. De ce? Știți? Auzi ce zice soara, mă pregătesc, domne, vine duminica cu cine? Vrei? Păi, surorilor, dacă ați ști că joi de la 3 la 2 mă întâlnesc cu bărbatul. Facem o regulă, nu după legea mezilor și perișor, dar nu, suntem aglomerați, suntem stresați, fiecare cu, și stabilim noi. Ce-am face când am ști că vine ziua de joi? Să vă spun ce fac bărbații. Bărbații oricum încearcă de duminică. Ei, dacă le iese, le iese, dacă nu le iese, nu le iese, dar au încercat, știi? Lunea de 3 ori încearcă, marța de 7 ori, dar știți care e bucuria lor? Și dacă îl refuz în fiecare zi, cum sfârșește el? Nu se aruncă de pe balcon. De ce? Vine joia. Acum, dacă el primește și bonusuri luni, marți, miercuri, joi, tot nu o scoate din program, că el e om de cuvânt, da? Deci, ăia care, da, dar îți mai pot vine. Dar așa o nădejde amânată îmbolnăvește inima, dacă nu știi nici joi, nici vineri, nici sâmbătă, nici duminică, nici anul ăsta, nici la, da, când, eu le zic la, când zici bărbatului un pic mai târziu, fii mai clară. Ce crezi că el crede când zici un pic mai târziu? O lună? Să vede că ești însurat de mult. O lună, frate, eu un pic mai târziu înțeleg 5 minute, adică... Nu. Păi dacă tu ai o lună în minte și îmi zici un pic mai târziu, de mine, o lună de zile, tot un pic mai târziu, avioane prindem, da? Deci, întrebarea era, v-am zis ce fac ei, ce ați face voi, nevestelor, dacă știți că joi de la 3 la 2, ce ați face? Smerite sunteți. Păi ce ar trebui să faceți? În primul lucru, îți fixezi în minte și în agenda. Băi, joi de la 3 la 2, bucurie, nu că vine ghiț acasă. Păi, soră, nu te mai încălzește asta nici cu butelia, ascultă-mă. Deci dacă unele, când vine bărbatul, tot vă gândiți, o uita să plătească factura, n-o cheptăna câinile, n-o făcut cu tare, bă, fraților, nu vă încălzește nici Sfântul Soare. Și apoi dacă nu vă încălzește, sunteți răci, și dacă sunteți răci, se răcește tot și gata, este... Hora Unirii, știi?
Păi, vine acasă, iubitul Domnului, darul pe care mi l-a dat Dumnezeu, frumosul meu, tata copiilor mei, îți bași la rotițe, da? Și atunci ai timp să-ți pui tu, dacă nu spune el muzică, îți pui tu muzică, îți pui tu flori, ți-au scris tu, vezi, vino și cu flori, aduce macaroane. Adică, ai zis că te pregătești pentru masa Domnului. De ce nu vă pregătiți pentru o sărbătoare în familie? De ce nu puteți face un timp frumos de aici? Din nou, dacă e o chestie programată, nu înseamnă că în celelalte zile nu poate fi frumos. Dar bă, frate, măcar te ancorezi de ceva. Dar dacă acum ne rugăm pentru Spania, acum ne rugăm pentru Italia, prins o nevastă din asta rugativă care e pe la toate grupurile de rugăciune, nu m-am pus o rugăciune, eu zic să vii cu mine în misiune. Ca să rimeze. Ce rost are să mai stai pe acasă numai cu cățelul și cu celelalte, da? Pornești de realitate, te rogi. Acum, spuneți-mi, noi putem și să învățăm anumite lucruri, să le facem care nu, în prima fază nu ne sunt chiar la îndemână. Câți bărbați credeți că nu sunteți în stare să gătiți? Mâna sus. Frate, te învăț eu bonus. Și ascultă-mă, eu cred că dacă noi ne ducem, nu cu mine, dar ne ducem noi amândoi, la cine trebuie, într-o săptămână s-ar putea să rămân și eu mască, și nevasta, și matale. Să zic, bă, eu am avut în viața mea o chestie, am crezut că nu ăsta. Bă, ăsta m-a învățat. Chiar îmi ies anumite lucruri. Nu se iasă tot, da? Dar ceva tot îți iese, convingerea mea. Sunt oameni care au daruri. E clar că unul, dacă are darul la zugrăvit sau ceva, ăla o să scoată o operă. Dar pe bune, voi credeți că dacă eu mă uit un pic pe internet și vorbesc cu unul cu altul, chiar nu știu să dau și eu de trei ori cu un trafalei din ăla? Nu se iasă ca ăla, dar tot o să iasă. Dar dacă dau o dată, de două ori, de șapte ori, s-ar putea să învăț. Păi așa e în toate domeniile. Ce credeți că în relația... Aseară spuneam tinilor că așa a hotărât Dumnezeu că în relația intimă să intrăm doi începători, dar nu neinformați. Știți de ce a hotărât asta Dumnezeu? Ca să nu mergem după șabloanele nimănui. Pentru că noi suntem unicat. Ce-ar mai trebui să înțelegem? Că relația intimă nu înseamnă doar două trupuri. Doar două trupuri e la animale. Relația intimă înseamnă mai mult decât două trupuri. Și ce am învățat eu de vreme în viață, bine că mi-e și explicată la în carte, că dacă vrei să fie fain seara, începi de dimineață. Bine că o zici ce să începi de dimineață, că eu cu ce aș fi început dimineața era altceva. Că o zici că, nu, știi, o că mintea femeii e așa, știi, tot cu acolo și trebuie și eu mi-am împărțit așa bărbătește, mi-am împărțit ziua pe ceasuri, că, nu, de la cât, de la șapte, de la șapte la opt. Am primit febe, m-am comportat frumos, de la 8 la 9. Am ajuns la 8 seara, numai febeuri am avut. Râs, soară. Seara n-am fost un pic atent și am căpătat insuficient. A, eu cu matematica mea am zis, bă, stai un pic, de la 7 dimineața până la 8 seara, câte ceasuri îți? 13. 13 febeuri cu un insuficient? A, zic, iasă bine. Tot insuficientă. Da, n-am înțeles asta, bine, da. Dar dacă noi avem un comportament frumos în general, și relația intimă să fie frumoasă. Pentru că în relații intrăm noi. Nu intră parte din corpul nostru fără sufletul nostru, fără mintea noastră. Normal că dacă nu-l suporți pe ăla, nu suporți pe ăla, cum a zis, numai te culci cu dușmanul, cu nu știu ce, normal că îți vine să-l strângi de gât. Dar, ascultați-mă bine, cel mai important organ sexual e mintea. Dacă în minte e ce trebuie, dacă acolo este iubire, dacă acolo este apreciere, celelalte... Acum, trecând peste toate astea, că ar trebui să avem o lecție întreagă și tu n-ai timp de asta și nici nu te interesează, să vă spun un lucru. Pentru cei care sunteți așa turbo, turbo, turbo și vă stă gândul la asta, la asta și la asta... Știți că mai există și post, rugăciune, știți de asta, nu? Nu, nu prea știți.
Mai cheamă-i frate câteodată la... Nu știu, are medicamente din astea de slăbire, nu sunt, numai de putere. Am auzit că ceaiul de tei te-ar mai liniști. Poate vă țâpă de sară sora o cantă din aia de ceai. Vă rog, nu astăzi, că mi-ar da cu... Mâine îmi dă cu canta în cap când vin la biserică. S-a trebuit să-i dai idei cu teiul, da? Deci pentru ăștia care mai trebuie liniște, mai găsesc câte o variantă, mai plimbați-vă prin cartier, mai faceți ceva, mai sport, nu știu, duceți-vă la prășit acum, la țară, la pus cartofi. Iar pentru ăia o leacă mai cu doi cai putere. Ce râzi? Că există și țelină, băi. Mai bei suc de țelină, mai... Adică niște întăritoare. Păi nu, dar când te dor genunchii, ce faci? Iei ceva ce trebuie, nu? Și când n-auzi bine, ce faci? Te mai desfunzi, mai ceva, nu? Și când nu vezi bine, îți pui ochelari și când îți trebuie vitamine, iei vitamine. Doar e pentru fericirea ta, nevestei tale. E ok, nu? Sunt și la farmacie și naturiste, nu trebuie numai rădăcini să mănânci. Că... Da, adică e o responsabilitate, frate. Da, ți-ai luat responsabilitatea asta... Ia bărbatului, sau cui vreți să o dea Domnul? Ei, apropo, că am zis și asta, și zi-mă-i să închei. Dumneavoastră vă grăbiți, noi eu mă grăb, băi, cât e șase. Deci, ascultați-mă, din punctul ăsta de vedere, aș mai spune ceva, care e valabil și pentru frați, pentru surori, și ar trebui să privim cu multă responsabilitate și aspectul acesta, privit din două perspective. Unu, uitați-vă în Scriptură câți oameni și nu oricine au încurcat borcanele exact pe relația intimă. Și dacă o să începeți să dați nume, o să vă îngroziți. Că o să vorbiți de un Samson plin de Duhul Sfânt din pântecele Maicii lui, o să vorbiți despre un David, folosit de Dumnezeu din tinerețe și avea și nu știu câte neveste, și o să vorbiți și de alții care nu-i chiar de joacă, da? Pe de altă parte, ce vreau să vă spun fetelor care sunteți aglomerate cu toate și tot timpul sunteți obosite și vă doare și capul și splina și genunchii sau așa, că tot timpul trebuie să aspirați, să puneți flori, să perdele, să faceți sarmale, ascultați-mă! Bărbatul vostru poate mânca sarmale și de la cofetărie. Și nu-i păcat. Chiar nu-i păcat să te duci la o restaurant și te poți duci cu nevasta să mănânci grătar. E păcat? Nu, ți-l face, ăla e specialist, perdele, poate spăla și alta, ascultă-mă. Bărbatul tău pare mai cu un braț de perdele și de cerceafuri, ori la spălătorie, ori să dea la o ucraineancă care a venit să spună, soră, le speli pe astea și îți dau 50 de euro, ți le speli și cu 25, că iau mâncare la copii și că e o binefacere. Dar în domeniul intim, la cine să margă? Păi n-ai unde, că aici, gata, te-a limitat Dumnezeu. Deci, pe de o parte, le-am zis lor ca să vă zic vouă. Deci nevestele voastre, unele s-au măritat că le trebuie bărbat, nu știu dacă v-ați prins. Ele se puteau ruga cu fetele, că unii, frate, eu sunt preot în familie, dar ea nu s-a măritat pentru patrafirul tău, ascultă-mă. Că ea are internet, are biserică, vine și-l ascultă pe fratele, citește și ea Biblia, tu crezi că în primul rând numai pentru rugăciunile tale s-a măritat. Ea nu s-a măritat pentru rugăciunile tale, probabil, îi place să te rogi. Ea nu s-a măritat nici că aduci tu bani, care și ea bani. Și poate fără tine făcea bani mai mulți. Eu de unde să știu, nu? Ea s-a măritat printre altele de ce? Că a fost o fată serioasă și sfântă, dar Dumnezeu a pus potențial în ea și a zis că eu nu vreau să păcătuiesc, nu vreau să mă prăpădesc și îl iau pe Giovanni. Și apoi dacă tu numai faci rugăciuni și posturi și plecăciuni, ia unde să margă. Deci e un domeniu pe care ni l-am asumat
unde trebuie să ajutăm un pic, să ajutăm cu frâna, cu înțelepciune, dar nici prea multă frână, că să rod, așa ai frazelor, ia să fum, și unde trebuie să mai schimbăm, mai sunt și doctor, mai sunt și... Schimbă subiectul. Schimbăm. Cum scap de gelozie? Scapă. Repejor de tot, da. Gelozia numai la Dumnezeu e bună. Nu știu, cum să zic. Ce ziceți? În primul rând te rogi pentru asta, nu? Te rogi lui Dumnezeu să te scape, poate fi un duh de gelozie și atunci numai Dumnezeu te scapă. Vorbești cu celălalt, să-i spui... Gelozia, dacă nu e vorba de un duh de gelozie, ați putea vedea și o slăbiciune, care poate fi o slăbiciune de moment. Și în prima fază, dacă eu ca soț aș fi mai gelos și îmi dau seama că am o problemă, să o discut cu soția sau nu? Și cum? Așa înțeleg, nu s-o acuz pe ea, că nu, trebuie să fiu înțelept, da, că nu e problema la ea, e problema la mine. Dar poate să spun, dragă, uite, eu mă rog pentru asta, roagă-te și tu, aș vrea Dumnezeu să mă ajute, să... dar am o rugăminte, până mă mai maturizez un pic și mai îmi treci un pic, poți să fii și tu un pic mai atentă? Eu nu trebuie acum să te îmbrățișez cu toți la casa Domnului, iubite frate în Hristos, vino că te-am... Dacă știi că soțul e gelos, te duci și îi îmbrățișezi și îi pup pe toți și... Pace, soră, Domnul Iisus te binecuvinteze. Nici nu trebuie să-i zâmbești atât de tare, de dragul soțului, da? Auzi, frate, Apolzan, ce-o zis unul? Ce-i une mintea lor? Acum mi-am dus aminte. O să că, mă, voi când botezați, o să că o puneți să pună mâinile așa și apoi voi băgați mâna pe aici și o țăpați în apă și o scoateți înapoi. Săracul, știi, cred că el nu a pus mâna pe aici de multă vreme și acum el atâta îi stătea lui mintea că unde punem noi mâna că nu botezăm, știi, na? Nu, ăla chiar a avut, te-ai fi gândit în viața ta, la nici eu, da? Nu. Dar să spun un lucru, știi ce am făcut de atunci? Am încercat să găsesc o altă variantă. Păi dacă pe unul atâta luce mintea că îi pun mâna pe sână la femeie când o botez, lasă-i să iau mintea, hai că găsesc, frate, o altă variantă, dar până atunci nu m-aș fi gândit în viața mea. Deci, e și problema mea, dar tu mă poți ajuta un pic. Până când trece, când trece și asta, știi? Nu, asta nu zici ca Avram, ești frumoasă, să nu mă omoare în minte. O să grupăm tot așa două întrebări care se potrivesc. Cum să ne raportăm la copiii noștri, adolescenți fiind, dacă suntem prea prieteni cu ei, nu le place, dacă stăm mai distanți, iar nu e bine? Și cealaltă întrebare, de la ce vârstă să vorbesc cu copiii despre sexualitate? Încep cu a doua. Mă interesează ce vă interesează. Vreți în mintea copilului să fie semănată prima dată neghina sau grâu? Grâu. Bun, atunci în Oradea, cam la ce vârstă credeți că se pune neghină în mintea copiilor voștri? N-am prea auzit. Ciclu primar. Deci, a voștri oricum nu ies în fața blocului, asta e bine, pe stradă nu se joacă cu nepocăiți, asta e bine, pe telefon n-au probleme că e telefonul pocăit și nu-i lăsați și celelalte, și când se duc la grădiniță, se duc numai între sfinți. Dar nu sunteți curioși copiii, ce vorbesc cu alți copii pe stradă, ce văd că unii, o să că noi nu le dăm telefon. Zic, nu-i nimic, că le dau alții. Eu mai degrabă, știți ce v-aș, dar Domnul să vă călăuzească, nu facem noi reguli. M-am gândit la o altă variantă. Decât să nu-i dau deloc cuțitul copilului, el oricum, prima dată când va prinde un cuțit, va încerca și o să-și taie degetele. M-am gândit la varianta, cum ar fi să-i spun copiile, hai să te învăț eu. Și să luăm cuțitul, să spun, fii atent. Tăiem așa, dar ai grijă, că dacă tai așa e bine, dacă tai un pic așa, eu pot să arăt că o să curgă sânge. Pe tău, nu pe meu. Și poate dacă îl învăț eu un pic așa, el când o să fie singur,
Să nu mai fie curiozitatea aia atât de mare, poate el chiar să braveze, să spună, pe mine tata m-a învățat cum să controlez cuțitul. Și când vine un copil cu telefonul, că vorbeam de el, să-i arate niște prostii, să spună, nu măi, prostii pot avea și pe ăla lui tata, dar tata m-a învățat cum să folosesc telefonul corect. Bine, o precizare ar fi tata să știe să-l folosească corect. Că am auzit de un caz foarte grav în care tata și-a dat fata cu capul de pereți, pocăit, bineînțeles, că... De ce a văzut fata pe calculatorul lui ce nu trebuia să vadă? Asta era problema. De ce a văzut ea? Nu vorbesc de alea care s-au rugat la biserică. Doamne, o să tu care ai toată puterea, îmbracă femeile alea goale de pe ecranul lui tata să nu le fie frig. Păi nu, noi învățăm să fie sinceri copiii la Sfânta Biserică. Păi dacă eu nu știu să folosesc eu telefonul și asta, cum să știe copilul? Dar vreau să vă spun că în generația în care trăim, copiii foarte devreme află aspectele sexualității. Din nefericire, cele mai multe mizerii. De ce? Pentru că noi tăcem. Pentru că noi nu ne facem datoria ca părinți. Înțeleg că părinții voștri n-au vorbit și a zis că vă pare rău și anumite lucruri, da? Dar noi de ce nu știm să vorbim cu copiii? Nu știu de unde vine chestia asta, cu ideea asta de rușine. Numai așa că ne bagă diavolul în cap un domeniu care e atât de periculos să noi învățăm ca să profite el. Uite un test pentru mame. Câte v-ați bucurat când copilul vostru s-a născut cu 5 degețele la mână? Câte? V-ați bucurat, da? Și când ați văzut că deschide ochii, ați mulțumit Domnului. Și când ați văzut că are ce trebuie, ați mulțumit Domnului. Da, dacă n-avea ce trebuie, ce ziceați? Bun, și i-ați învățat pe copii ce să facă cu mânuțele. I-a spus la careva să nu bași degetele în priză, că ea s-a murit mercul, de curios că s-a urcat în priză. I-a spus careva la copil să nu bași degetele în priză. Și l-ați învățat să mulțumească Domnului pentru vedere și pentru piciorușe, da? Și când a fost seara aia când ai zis, Vasilică, tu ți-a spus mama că ești băiat, și uite, băieții ce au? Cum? Au mâini. Tu faci mișto sau îți bași joc de mine? Ca să știu. Vorbeam de mâini. Da, de mâini și de chișoare, da. Deci ce au băieții? Să vă mai spun ceva. Puteți să terminați cu toate... codurile și codificările fiecărei generații și fiecărui sat și fiecare că vorbiți limbi străine, cum ar fi să folosim limbajul medical? Păi dacă la toate organele folosim limbajul medical, imaginează-ți că pe mine mă doare umărul, da? Și aș veni, nu știu, la tine, ca doctor, sau ești fratele meu, și aș zice, bă, așa am o durere, ia ziceți, cum să-i zic la umăr? Cum? Nu claviculă, ceva, un cod din ăsta de la bălaia, zi. Cum? Bă, așa mă doare colțișorul, cum ai zis tu, mersi. Ce ar zice ăsta? Cum? Mă doare la 90 de grade, auzi, da. Păi eu vin și îi spun, mă doare urechea, mă doare umărul, mă doare genunchiul. Când ajung dincolo, ce mă doare? Păi de ce nu folosim un limbaj medical? Decât să-l luăm de pe garduri, de pe nu știu ce, ar trebui să luăm un limbaj medical și băieții să știe că au ce trebuie și fetele să știe că au ce trebuie și să știe că nu le-au crescut la întâmplare, că așa au hotărât bunul Dumnezeu și să știe ce să facă cu urechile, ce să facă cu nasul și ce să facă cu... Da? Și chiar să mulțumească Domnului că sunt întreși și sănătoși, nu public în biserică, deși ar fi fain. Deci ascultați-mă, dacă pun eu vă 2-3 să fac o rugăciune din asta, dacă nu o să deveniți viral și atunci să vedeți voi vizualizări. Atunci să vedeți betelul cum rupe internetul, da? Că atâta e prostia noastră, da? Și în momentul în care începeți cu copilul, că zici, când să vorbim despre... Păi poți începe, copiii sunt nevinovați, dragii mei. Copiii n-au treabă cu prostiile noastre.
Cred că în viața mea n-am zis, dar acum o zic, uite, să fie la Betel. Noi am discutat cu copiii, în fine, eu fost cu mine la conferințe, cumva și pe mine mă surprinde. Vine nepotul, nu știu câți ani, vă 3 ani aveam. Eu mă duc până la baie și zic, stai că mă duc până la baie. El vine, zice, el repetă cuvintele, eu pentru unii sunt V de la Viorel, știi, V. Și el îmi zice, V, V, așa, mă boteza, gata, V, V am rămas. Că și el deschide, eu zic, V, V, tu ai penis? Prima dată m-a șocat. În momentul următor am zis, bă, fain, înseamnă că părinții le învață ce trebuie. Zic, da, că toți băieții au. S-a întors, a plecat. El cred că a vrut să verifice dacă-s normal. Eu mă puteam speria că ce discuție o să iasă de acolo, cum e... Nu, pe el nu l-a interesat nicio discuție. Bănuiesc că părinții, eu fi explicat, bă, tu ești băiat, așa, băieți, o tare, el doar a verificat că moșul s-o-i normal, da. O termina cu asta, nu mai avut nicio treabă, știi, la... nu mă mai întreba, nu, poate o să vin un alt moment când... Auzeam pe un podcast o doamnă nepocăită, care nu are nimic din lumea noastră, dar se pare că o femeie morală, tânără, și discuta cu asta, exact problema asta, în lumea din afara bisericii. Și a zis, băi, atâta m-am pregătit să-i explic la copil, să am o discuție, că nu știu ce. Și zice, după ce ne-am pregătit și ne-am pus noi la punct, când am deschis discuția, și am început să vorbesc, m-a ascultat, nu știu, un minut sau cât, s-a uitat la mine, zic că eu știu că fetele au mai multe găuri, și-a plecat. Ce m-a lăsat cu toată pregătirea, cu toată documentația? Păi nu m-a interesat altceva în plus, cu tare că atât ai mintiuța lui. Deci să nu credeți că vin copiii cu studii de sexologie. Copiii o să vă pun, dacă vă pun, și asta e foarte bine, dar ar trebui să vorbiți înainte, niște lucruri pur și simplu elementare, care țin de trupul lor. Acum aveți pe internet, aveți filmulețe, aveți tot, deci atât de frumos... Puteți pune adevărul în mintea copiilor, nu-i lăsați pe alții să pună toate prostiile. Și da, dacă vorbim de băieți și fete, spune, băi, așa te-a creat Dumnezeu. Așa este un bărbat, așa este o fetiță. De ce așa? Pentru că atunci când vei fi mare, vei înțelege că vă veți căsători. Și Dumnezeu vă va ajuta să aveți copii și tu trebuie să fii băiat. Dar astea sunt deja lucruri mai târziu, nu o să vă întrebe așa de vreme. Iar dacă îți mai precoce și vă întreabă, care e problema? Am o rugăminte, nu-i mințiți pe copiii voștri. Cel mai urât lucru poate fi să ajungi la concluzia că tata și mama te-au mințit. Pentru că dacă ajung la concluzia că m-ai mințit într-un domeniu, știi ce o să mă gândesc? Că m-ai mințit și în altele. A, ce puteți să spuneți copilului, să-i spui, dragul tate, îți spun acum atât cât consider că te ajută, și când o să vină vremea, o să-ți spun mai mult. Copiii o să fie mulțumiți. Dar o să aibă liniștea asta. Tata nu mă minte, mama nu mă minte, mi le spune toate la vremea potrivită. Pentru unii s-ar putea să fie târziu discuția. Și va trebui să lucrați la a scoate toate prostiile care le-au pus alții în cap acolo, pentru că n-ați început cu lucruri simple, elementare, care n-au... Deci copiii nu gândesc ca noi în termenii noștri. Pentru ei sunt niște lucruri simple, naturale. Să nu vă pogniți copilul când vine cu o vorbă de la grădiniță acasă. Ar fi una dintre cele mai mari... Aude o prostie, aude o înjurătură, aude un cuvânt la grădiniță. El habar n-are ce-i. Vine și o spune acasă. Ce face? Dai cu palma de-l transidezi de perete sau îl tragi de urechi? Dar de ce? Auzi, stai liniștit, vorbești cu copilul, ai zis așa, da, de ce ai zis așa? Știi ce înseamnă asta? Stai frumos la o discuție, puteți avea ca o discuție de principiu să spuneți copiilor, ca principiu, cuvintele pe care nu le auziți în casa noastră, dacă le auziți la alții, înainte de a le folosi și voi, vă rog veniți și discutați-le cu noi să vă explicăm despre ce-i vorba, ca să nu fiți într-o situație penibilă, să-l zici nu știu unde și să râdă lumea de tine. V-ați gândit că slujba de părinte e ușoară? Dar n-a fost niciodată.
Da, pe părinții noștri i-au mai ajutat, cocoșii, vaca, purcelul, că ei nu trebuie să ne dea internet. Noi am văzut live tot ce ne-a interesat și a fost ok, nu? Da, trebuie să ne spună alții minciuni și toate astea, da? Nu-i mințiți voi. Dar dacă nu știți, apelați, mai întâlniți-vă. Uite, eu sunt convins că dacă cereți Comitetului Bisericii, și ar fi bine să faceți asta, sunteți în biserică 10 familii care aveți copii între 6 și 8 ani. De ce nu faceți o întâlnire la o pizza? Spui, frate păstor, ne dă comitetul o pizza și o sală să ne întâlnim vineri seara, dar ce vreți să faceți? Vrem să ne rugăm pentru copiii noștri și vrem să avem o discuție liberă. Băi, suntem 10 familii. Ce putem învăța de la voi? Uite ce am învățat noi în relația cu copiii noștri, un lucru bun. Vrem să-l împărtășim cu voi. Nici nu trebuie să veniți la biserică, că e mai bine, fără pizza. Vă faceți un grup de WhatsApp, WhatsApp, ce-o fi, da? Și scrieți acolo, bă, uite ce am descoperit, asta funcționează la mine, nu știu dacă funcționează la voi, încercați și voi. Asta am învățat, asta am descoperit. Păi atunci de ce suntem împreună în biserică dacă nu ne ajutăm unii pe alții? Aici e rolul părtășiei frățești. Avem cuvântul, avem toți înțelegerea cuvântului, vedem cum îl punem în practică. Deci, da, eu zic cât mai devreme, dar așa, step by step, nu vă îngroziți, că n-așteaptă copiii acum tehnică sexuală și nu știu ce. Copiii așteaptă să știu un lucru elementar și de multe ori o să vedeți că poate un alt lucru, o să aveți copii pe care nu-i interesează aproape nimic. Și când o să vreți să le spuneți, o să vedeți că, păi, nu, e nicio treabă, ăștia cu două carate, știi, e treabă, e cu avioane, cu așa. Sunt alții care de micuți au numai rachete în cap. Asta este, frate, seamănă pe tine. Sunt ai tăi. Da, eu n-am nicio vină, de-aia am început să mă uit după fete înainte de 4 ani. Dar eu nu sunt anormal. Ca mine e mulți. Și voi mă întrebați dacă la 12 ani să-i spuneți că a murit Barza. Bun, haideți să schimbăm puțin registru. Ce așteptări trebuie să avem sau putem avea ca familie de la o biserică când ar fi cazul să ne punem problema mutării la o altă biserică? Să se mute la altă biserică. De ce? Când ar fi? Când ar fi? V-am spus că pun accent pe călăuzirea personală, v-am spus că pun accent pe slujire. Și măcar dacă aș ține cont de astea, a doua spune așa. Tu vii și spui, frate Iuga, eu nu mă mai simt hrănit sau slujit sau cheptănat sau gâdelat la Betel. Dar cine a zis că trebuie să fii așa? Poate că Domnul vrea să slujești la Betel. Și tu tot stai acolo în balcon că eu nu sunt umflat la Betel. Păi Domnul nu vrea să te umfli. Vrea să te folosească. Dacă ești sigur că Domnul vrea să te folosească și ai maturitate și știi Biblie și ai capacitate, vorbiți cu mine, vă dau numărul de telefon a fratelui păstor, vă fac legătura și vă spun eu, vă duceți cu bun simț și spuneți, frate, în viața mea nu m-am gândit, dar uite, cred că Dumnezeu îmi face o chemare să lucrez într-un domeniu. Împărtășești dorința, frații o să vadă dacă ai numai gărgăuni în cap sau chiar dacă ai dorință, dacă ai numai dorința sau te și califici, dacă mai trebuie să fii ajutat și s-ar putea Dumnezeu să spună, dar eu nu vreau să stai în balcon, eu vreau să faci ceva în adunare. Acum ceva în adunare poate fi nu la amvon, că aici e cam puține locuri și vin și eu des pe aici. Ceva în adunare înseamnă ceva pentru trupul bisericii. Să spui, frate, de următoarea conferință 1 plus 1 mă ocup eu de niște chestii. Și o să fac asta, că aici e darul meu, sau așa, deci să fii slujit, da? Adică să poți sluji. Dacă te duci în altă biserică, pentru ce să te duci acolo? Să te simți mai bine? Iar mi se pare foarte egoist. Poate te cheamă Dumnezeu să slujești într-o altă biserică. Ah, sunt de acord. Și atunci, din nou, nu pleci de capul tău, dacă te cheamă Dumnezeu la o slujire în altă parte, vii, împărtășești cu frații, frații o să se bucure, o să ajute, anunțăm și în biserică. Familia Iorgulescu e chemată de Domnul să facă o lucrare la Leș. Dar ei sunt ai noștri,
intrăm în rugăciune, post pentru ei, ne bucurăm, vă dăm și bani de motorină dacă vă trebuie câteodată, de ce? Că doar sunteți ai noștri, din când în când și veniți și ne spuneți ce lucrează Dumnezeu prin voi acolo, ca noi care ne rugăm să ne bucurăm, să amplificăm, așa numai dacă tot ne plimbăm dintr-un balcon în altul, suntem niște consumatori care nu avem nicio treabă cu spiritualitatea. Deci, dacă ești mai slab ca noi, rămâi cu noi să înveți. Dacă ești mai bun cu noi, rămâi cu noi să ne înveți. Iar dacă Dumnezeu vrea să te folosească în altă parte, fii sigur că vrea să te folosească Dumnezeu și nu pleca nici pe ascuns, nici cu nemulțumiri, că la Betel nu-i har, că nu-i ai cloie, știi, că nu-i cu tare, că nu te-a pus pe tine să cânți cântare. Păi dacă n-ai darul de a cânta, cum să te pune să cânți cântare? Vrei să ne omori pe toți? Hai, lasă-ne să spunem noi care-i darul tău și folosește-l acolo, da? Deci, asta aș vedea, să fie totul în pace și în liniște și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Altfel, iară suntem ca păgânii. Nu-mi convine ceva? Am eu trăistuț, așa am plecat. De asta eu am vrut să zic ceva, dar mă abțin că nu o văd pe sora. Eu, frate, și aici e bine, că așa e și la voi, nu mi-a prea plăcut, n-am putut eu, n-am vrut să am numai câte unul de un fel. Spre exemplu, să am un singur dirijor, să am un singur organist, că în caz că dacă pe unul l-apucă răceala sau ceva, știi? O să că nu mai cântă corul, că nu a venit dirijorul, că tușește. Dar ce contează? Toată biserica ne rugăm pentru ăla să nu tușească, ori poate ne rugăm să mai tușească pe patru duminici, depinde. Și trece următorul. Ce noi, nu ne închinăm? Că nu mai vrei tu la chitară. Până ne ocupăm de sufletul tău, că sufletul-i bai, nu chitara. Deci avem pe următorul. Și dacă vreau să mai zic una, îți și trimit, zic, mă, uite pe link, mi-a fost dor de tine, dar har Domnului că mărge fără tine. Nu mai vrei să pleci niciunde, îți trece tu, să știi? Da, înțeleg, da. Chiar biserica ar trebui să fie biserică, relațiile să fie bune, iar dacă vrem în altă parte, să fim siguri că e voia lui Dumnezeu, nu figurile noastre. Cum îi spun soțului soției că sentimentele mele față de el sau ea a scăzut în intensitate? Cum fac să aprind acele sentimente care risul dacă spun? Și ar mai fi o întrebare care merge cu asta. Dacă un soț nu-și iubește soția, ea trebuie totuși să fie supusă? Mai are, poate avea păi, soțul pretenția. Primul lucru e să nu-i spui în prima fază. Că e rușinea ta și e problema ta. Că nu știu dacă ăla alt devine de sentimentele tale. Alea poate ajuta, dar tu trebuie să fii stăpân pe sentimentele tale și dacă nu o mai iubești ca la început, te-a pus și o iubești. Că Domnul spune, adu-ți aminte de unde ai părăsit, întoarce-te, pocăiește-te, că acum ai mult mai multe motive să o iubești decât atunci când a fost fată, știi? Că acum deja e și nevastă ta și mama copiilor și așa. Deci ai mult mai multe motive, da? E problema ta, nu vii cu asta că în niciun caz nu e o scuză. Da, trebuie cum revin. Mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu că n-am vegheat asupra sentimentelor mele. Poate ca îndreptare că nu mi-am propus să urmăresc aspectele bune din viața ei. Că dacă eu tot mă uit la greșelile ei și tot adaug greșeli, normal că o să scadă niște chestii, da? Dar dacă eu mă uit la lucrurile frumoase, spun, bă, uite, am descoperit și asta, Dumnezeu folosește așa, am mai multe motive. Un alt lucru, chiar dacă n-ar avea atâtea valori, acum tu ai luat-o, sau că el, că ea, da? Există și o altă mentalitate, dar poate că ține de un pic de maturitate. Cum ar fi mentalitatea asta să spui, Doamne, așa pe cinstite, mi-ai dat o nevastă atâta de mofturoasă, dar am un mare motiv de mulțumire. Îți mulțumesc frumos că mi-ai dat-o mie. M-ai considerat pe mine capabil. Că poate eu dădeai la altul, dădea cu ea de pământ. O părăsea de mult. Și era vai de ea și vai de el. Dar îți mulțumesc că mi-ai dat-o mie și mă ajut să o iubesc și mie îmi dai răbdare și putere și o să-mi dai și cunună pentru asta. Eu nici nu trebuie să mă fac misionar în Africa. Dacă îmi iubesc nevasta și o suport, știți, din engleză cu suport, da? Și o suport mai mulți ani, tu o să-mi dai răsplată pentru ce am făcut. Vezi? Gândirea, da? Și îți revin toate. Adică tu ești chiar fericit
Că tu ai privilegiul ăla. Pentru cine? Pentru soția ta. Că eu am o întrebare. Bărbaților, răbdați neveste în viață? Ați răbdat? Nu neveste, femei în viață ați răbdat? N-ați avut niciunul șefă pe care vă venea să o strângeți de gât sau ceva? Și ce ai făcut? Să rămână, Doamne. Dacă ai interesul și te duci la un birou și trebuie să-ți semnezi o hârtie sau ceva, păi așa te porți de gândești că ar fi sfânta sfinților și tătă ziua ți-o făcut cozonaci. De ce? Că ai interesul cu o semnătură, știi, la. Și pentru nevastă ta nu știi să rabi și să taci. Hai de mine, Doamne, iartă-ne, da? Deci nu-i spui nimic, te pocăiești și îți bagi mințele în cap să spun ceva. Oricum vede el. Dacă îi mai și spui. Deci las-o așa, spune-i Domnul. Aici e cu cămăruța, ți-am zis eu. Las-o, spune-i Domnului Iisus și zic, Doamne, dăm o vindecare rapidă și urgentă. Că altfel e baia mare aproape de noi. Și dacă îi arată faptul ăsta, care ar trebui să fie reacția ei? Să mai fie supusă? A, n-ai scăpat de asta cu supunerea, că am uitat eu. În înțelegerea mea, supunerea este în primul rând o atitudine. O atitudine care arată respect pentru persoană și pentru poziție, dar supunerea nu înseamnă ascultare oarbă și respect nu înseamnă că sunt de acord cu tine. Deci fiecare soție și fiecare soț ar trebui să respecte pe celălalt ca om, că toți suntem oameni, amin? Și asta m-a spus, noi respectăm pe oameni în societate care n-au nimic de a face cu noi. Apoi îl respect ca și mântuit, că e copilul Domnului și dacă eu nu vreau, l-o mântui Domnului, e fiica Domnului și dacă mie nu-mi convine, Domnul mântuit-o, îl respect ca om, îl respect ca mântuit și apoi îl respect ca partener, ca soț și soție. Respectul nu înseamnă că vom gândi la fel, întotdeauna. Respectul nu înseamnă că o să ne placă la amândoi aceeași culoare. Și ar trebui să ne intre în cap că nu o să ne placă la amândoi aceeași culoare. Am citit, dar nu vă pot dacă n-am acum net, a făcut unul regulile bărbaților. Și o trimis, măcar bărbații noi ce facem? Le trimitem între noi ca să ne mângâiem, că și așa știm noi cum se alalte, măcar noi. Și erau câteva reguli a bărbaților la care femeile n-au avut nicio contribuție și nici n-au voie să modifice nimic, că sunt regulile noastre, ați înțeles? Sunt regulile noastre ale bărbaților. Una din reguli. Știți că e multă discuție așa cu ridicatul capacului și coborâtul capacului la WC-ul, e mare tragedie. Și una din reguli e, învățați să manevrați capacul că sunteți fete mari. Dacă e jos și vreți să ridicați, îl ridicați, dacă e sus și vreți să-l coborâți, îl coborâți. Ce tătătătă scandal, că e sus, că e jos, că e negă. Doamne, aveți 20 și de ani, capacul se ridică așa și se coboară așa, da. Luați-vă-l cu telecomandă, care trebuie să omorâm lumea că nu-i capacul sau așa. Dar aici ele n-au voie să modifice nimic, că-s regulile noastre, da? Și iau chestii din astea care de multe ori fac atâta scandal și au spus, Doamne, sunt regulile noastre, da? Dacă vreau să ies 5 minute cu prietene, vreau să ies 5 minute cu prietene, fără tine, ai înțeles? Că numai eu cu prietene, nu? Obișnuiește cu ideea asta, stau 30 de ceasuri cu tine și 5 minute cu ăștia, ce? Atâta că vrem să fim noi împreună, nu? Băieți, 5 minute, treburile noastre. Asta e marea problemă. Deci, supunere, că mă întorc la asta, nu înseamnă să nu gândești, să n-ai personalitate. Adică te supui unui om în voia lui Dumnezeu. Supunere absolută numai față de Dumnezeu. Și eu vă întreb următorul lucru, că asta m-a supărat în pandemie foarte tare și am mai scris câte ceva și am mai zis. Față de Dumnezeu trebuie să ne supunem. Vă rog să fiți foarte atenți. Trebuie să mă supun lui Dumnezeu în afara cuvântului. Serios? Deci dacă prin reduceri la absurd Dumnezeu mi-ar cere să fac ceva împotriva cuvântului său, eu trebuie să ascult de Dumnezeu? Am o hotărăște, ori da sau nu. Ascultă-mă, nu!
Pentru că Dumnezeu niciodată nu va cere împotriva cuvântului. Dumnezeu nu se contrazice pe el. Dar o să te uiți în Scriptură. Că spune, dacă o să vină un proroc care va face semne cu tare și o să te îndemne împotriva cuvântului, să nu-l asculți, că eu, Domnul, te pun la încercare. Știți ce mă surprinde pe mine? Că inclusiv Dumnezeu, nelimitat, spune Viorele, în relația mea cu tine, eu mă supun Scripturii. Pe mine mă asculți între coperțile acestei Scripturi. Mă refer principial, că Dumnezeu poate să-mi ceară ceva ce nu-i scris în Scriptură, dar tot în principiile. Bun. Deci pe Dumnezeu îl ascult între coperțile Bibliei, da? A doua întrebare. Pe păstor când îl ascult? Pe păstorul Iuga. Eu sunt păstorul vostru. În ce condiție mă ascultați? Deci tot la aceeași acoperi, da? Și dacă eu vin ca păstor, bă, eu sunt păstorul vostru cu tare și sunt pe lângă Scriptură, mă ascultați? Mă respectați? Mă respectați ca om, mă respectați ca vârstă, mă respectați, păi, frate, te respectăm cu tare, dar aici respect nu înseamnă că te ascultăm. Dimpotrivă, că te respectăm, îți aducem aminte că trebuie să te întorci înapoi la Scriptură și o să ne rugăm în familie să te ajute Domnul. Nu o să ne rugăm în biserică să te facem de râs, dar o să ne rugăm în familie să revii la matcă, da? Deci Dumnezeu îl ascult între coperțile Scripturii, păstorul îl ascult între coperțile Scripturii. Părinții au autoritate. Unde? Între coperțile Scripturii. Bărbații au autoritate. Unde? Dar nu ori avea mai mare majă ca Dumnezeu, băi oameni buni. Tot între coperțe, deci asculți în Domnul. Și v-am spus unde a fost supărarea mea, că unii s-au trezit că guvernul României trebuie ascultat în toate și dacă nu ține cont de Scriptură. În vece, vecelor. Deci când ei sunt între coperțele Scripturii, ascult, când nu ascult de Dumnezeu și gata, punct. Pentru că nu există autoritate absolută în afară de autoritatea divină. Încolo, că e vorba de tată, mamă, păstor, prezbiter, diacon, sos, toți ne supunem lui Hristos. De asta spune, ascultați în Domnul. Pe el, dacă nu mai are nimic, da, îl respecti ca bărbat, că e bărbatul tău, e om, dacă nu s-o lepădat de credință, e copilul lui Dumnezeu, dar nu înseamnă că te supui orbește. Dimpotrivă, iubirea soției, ce ar însemna? Să zici, Vasilică, cred că de asta m-a pus Dumnezeu lângă tine, că tu până acum ai fost băiat foarte fain, acum nu știu, vrei să mă încerci, ori ai luat-o un pic pe arătură, în caz că m-ai pus la încercare, am vegheat, nu m-ai prins, dacă ai luat-o un pic pe arătură, te ajut eu cu ajutorul Domnului să revin apoi la brazdă și ne ținem amândoi de urmele lui Iisus. Păi cum ar fi să te supui în toate prostiile care îi depitează la unul până cap? Dacă el nu mai e într-o relație bună cu Hristos. Din cauza facultății și locului de muncă, suntem nevoiți să locuim în județe diferite o perioadă. Cum să îl fac pe soț să înțeleagă că avem nevoie de timp împreună? Cum să îl faci pe soț? Te duci mai frecvent acasă, îl chem la tine, nu știu. Păi acum, eu nu vreau să comentez, că de asta comentez. Ar trebui să... Aș pleca de la ideea asta. Chiar e obligatoriu? Nu știu. Noi câteodată luăm așa că e obligatoriu. Dar nu știu dacă e obligatoriu. Eu am văzut că noi avem niște filme în cap. E musai să fiu acolo, dar de ce e musai? Să știți că astea obligatorii sunt foarte puține. Ale obligatorii cu adevărat sunt în relația cu Dumnezeu. Obligatoriu ar fi să ai grijă de bărbat, de nevastă. Astea sunt obligatorii. Dacă sora acum e primar la Timișoara și el e primar la Cluj, eu nu știu dacă e obligatoriu el să fie primar la Timișoara și ea la Cluj. Asta s-ar putea să fie o alegere a lor, să fie un moft a lor, să fie o dorință a societății, nu știu neapărat dacă e și planul lui Dumnezeu. De asta, eu, primul lucru m-aș întreba, chiar nu există o altă variantă? Adică Dumnezeu care iubește familia și ne vrea împreună și toate astea, nu poate găsi o soluție să-i pună pe o... Poate face minunea și pe el îl pune primar la Oradea și pe ea viceprimar. Eu știu de ce trebuie să... Dar ei trebuie să știe asta și dacă acceptă să fie sigur că e în voia lui Dumnezeu,
Ei, faptul că acceptăm ceva nu înseamnă că dispar celelalte responsabilități. Și atunci spune frate Iuga, noi am înțeles voia lui Dumnezeu pentru situația asta, dar plătim prețul ca să nu ne încurcăm dincolo. Iar în momentul în care cei doi doar puțin miros că le este afectată viața de familie, trebuie să dea cu toate de pământ, să aibă grijă unul de altul. Că dacă nu mai ai soț și soție, nu mai ai relații bune, poți să ai unul Paris și unul Geneva și degeaba. Dar nu acuzăm pe nimeni, dar primul lucru, n-aș porni din capul locului că așa trebuie, iar dacă așa trebuie, atunci mă întreb ce eforturi fac în plus ca să fie bine și din coace. Eu zic să ne apropiem și de încheierea. Să mai luăm o întrebare și apoi vom și conclude. Sunt de acord cu tine. Măcar o dată. Cred că asta e mai interesantă și afectează pe toată lumea. Cum ne raportăm la părinți? Sunt socri care și după 5 ani de căsnicie spun ascultați în Domnul de părinții voștri. Da, foarte bine, zic, în Domnul. Și Domnul spune de aceea va lăsa un pe tatăl său. E la versetul ăsta s-o referi, numai voi nu v-ați prins. E treaba voastră că nu v-ați prins. Revin la aceeași chestie. După ce ne căsătorim, ne respectăm părinții? Și dacă ne respectăm părinții, trebuie să gândim ca ei? Trebuie să ne trăim viața de familie cum ne-au trăit, cum au trăit-o ei? Nu. Mama rămâne mamă, indiferent ce s-ar întâmpla, tata rămâne tată, îi respectăm, îi iubim. Și tocmai că îi respectăm și iubim, le spunem așa frumos, mamă, ai grijă tu de tata, că eu am grijă de an eu. Dar am vrut, maică, auzi, mamă, lasă-l pe ghiță pe mâna mea, ai grijă de tata, că ar încăpea un pic de grijă. Da? Nu te frământa atâta cu noi, dar cu respect frumos. Da? Și vis-a-vis de relația noastră, deci nu ne conduc. Noi îi ascultăm în sensul că primim informații, le rumegăm, aplicăm ce ni se potrivește nouă, că noi ne știm viața, nu ei ne știu. În ce privește creșterea copiilor, că și aici e o problemă, ce v-aș sugera să nu ocoliți părinții, nici să nu vă doar slugăriți, adică să-i faceți pe părinți să vă slugărească, lăsați-i și pe ei să se bucure un pic, dar dacă vreți să mai duceți și copiii pe la părinți și vreți să fie toată lumea cumva mulțumită, hotărâți-vă ce principii aveți voi pentru creșterea părinților. Vă dau un caz, să zic așa, ne aduc nepoții, da? Eu nu îi disciplinez pe nepoți cum vreau eu. Dam o întrebare pentru copiii mei. În cazul în care nepoții mei fac figuri de genul ăsta sau de ăsta, cum să procedez? Dacă zice cum vrei tu, aleluia! Dacă zice nici cum, s-ar putea să zic ține-ți tu. Dacă spune, noi am discutat în familie și noi în felul ăsta procedăm. Dacă și eu sunt de acord cu ei, asta funcționează la copiii voștri, da. Învăț și cu ei procedez așa. Dacă nu pot, îi las pe mâna lor. Dar să știți că nu e greu pentru mine să mă adaptez principiilor voastre, dacă sunt bune. Cred că e greu pentru voi să le stabiliți. Dar ca să-i creștem împreună pe aceleași principii, vă rog frumos pe voi, generația tânără, să vă hotărâți. Spui, domne, cu ăsta când face din astea, al iei 5 minute la discuții, ții predica cu tare, ăsta în 5 minute se predă. Bun, știu că ăsta îi trebuie predică de 5 minute. Cu ăsta la altul, îi spui, îi tragi vă trei înainte, să-i captezi atenția, dar să nu se vadă, că la ăsta până nu-i tragi trei, nu îl poți, așa. Și după vă trei din astea, apoi zici numai trei cuvinte, cu priceput tot din prima, da? Nu știu, dar întâi vă hotărâți voi și ne spuneți și nouă. Asta cu copiii. Iar cu părinții, părinții trebuie respectați, să știți că părinții nu sunt chiar toți dinozauri, dar știu că sunt și părinți care trebuie să înțeleagă că totuși e familia noastră
nu e familia lor. Și tata trebuie să înțeleagă că eu mă comport cu soția mea cum cred eu că este normal și voi da socoteală în prezența lui Dumnezeu, cum și el s-a comportat cu a lui, cum a crezut el că este bine. Și atunci eu respect el pe persoană și ca iubire, ca tot, el mă respectă tot ca om, ca mântuit și ca om însurat, că m-am însurat și eu de câțiva ani. Ne respectăm, ne cutare, dar avem principiile noastre și înțelegerea noastră, unde până la urmă, mai ușor sau mai greu, trebuie să priceapă și ceilalți. Cu cei care nu pricep, știți cum vă arătați respectul? Că îi respectați, dar nu vă schimbați. Și că se prind într-o lună, într-un an, în 15 ani, e chiar problema lor. Poate pentru unii va fi și mai greu, dacă spune, păi dacă nu faci așa, nu mai calci în casa mea. Spui, tată, eu aș veni cu bucurie, dar dacă nu vrei să calc, se poate și așa. Dar eu când vin, vin cu nevastă mea, vin pe principiile astea, iar dacă vrei să vin fără nevastă, ne ducem amândoi în Hawaii și îți trimitem poze. Da. Deci unii trebuie ajutați. Da, eu zic că ei ne iubesc și o să înțeleagă. Dacă nu înțeleg, e chiar ghinionul lor. Sunt, dar ăștia sunt foarte puțini care și încăpățânați și ei ar fi în stare să distrugă o familie și sfatul meu ar fi respectați-i, dar nu vă lăsați distruși. Deci că e familia voastră și voi sunteți responsabili înaintea lui Dumnezeu, dar bănuiesc că astea sunt cazurile care nu sunt printre noi. Sperăm. Da, a fost bucuria mea să fiu cu voi. Dacă Domnul îngăduie, ne vedem și mâine dimineață. Și cum se numește următoarea conferință? Își păstrează tic. Sub umbrele asta mea. Aia, că 1 plus 1. A, asta să nu uităm noi, de 1 plus 1, da. Bine, poate fi și 2, 3, dar minim 1. Da, și ca să iasă bine în toamnă, trebuie să începeți de astăzi. Rugăciunea, discuțiile și celelalte. Dacă aveți comentarii, abțineți-vă. Dacă aveți întrebări, adresa de e-mail o aveți, o găsiți pe cărți, aveți două adrese acolo. Nu uitați că aveți în casa voastră, sper și în suflet, cea mai tare carte pe viața de familie, se numește Biblia sau Sfânta Scriptură, e cea mai bună carte pe relații, cea mai faină carte pentru soți, pentru soții, pentru copii, pentru părinți. Folosiți-o cu înțelepciune, stând de vorbă cu autorul și pentru că sunteți binecuvântați, nu uitați să-i binecuvântați și pe alții. Și cel mai ușor, pentru mine cele mai ușoare sunt lucrurile naturale. Deci dacă pierdeți ziua de astăzi, ați pierdut o mare ocazie. Astăzi e cel mai simplu să spui, vin de la o conferință. Astăzi e cel mai simplu să spui ceva. Mâine e un pic mai greu, când o iei cu săptămâna trecută, deja... Da. Chiar aș putea, eu am mai făcut chestia asta, câți aveți vecini? Aș putea să vă salut vecinii. Câți aveți vecini catolici sau reformați? Nu prea aveți habar. Aveți? Da? Știți că la ei mâine... No, înainte de a intra în casă, sun ding-dong, sonerie cu un fir și spui, eu nu pot, nu știu, zic pe românește, știi? Am fost la biserică, am avut o întâlnire cu familie și a fost un moș la noi acolo și o scătare mult la vecinii care mâine sărbătoresc să nu intrăm în casă până nu le spunem Hristos a înviat, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Puteți face asta? Știu că puteți, o să faceți sau nu? Frate, la noi nu-i slobot ca la Nemia și la ăștia. Știi cum a zis Nemia? Eu pus să fac un legământ, ceva, să promită. Noi facem, dar Nemia a fost băiat practic. După ce eu pus să facă legământ și-o scos haina, pare rău că... Și-o început să scuture, eu zic, așa să vă scuture Domnul de tăte averile dacă nu vă țineți de cuvânt. Eu cred că toți au ascultat atunci. La noi nu-i slobot așa. Matale, văd că ai haina. Scutura, pardon, la 380, da, nu, noi suntem oameni serioși.
Dar chiar de ce să nu vă salutați bătrânii? Spune, a fost la noi unul și a zis că să venim să vă urăm o duminică binecuvântată. Apropo, oricât ați fi de grăbiți, să nu fiți foarte grăbiți. Că s-ar putea chestia asta care durează două minute, o zis moșul să vă zic sărbători binecuvântate, să se transforme în jumătate de oră. Și s-ar putea la unii să nu vă placă. Unii ați fost la ce conferințe, ce familii, ce cu tare, și să spună întrebări. Că eu am pățit-o, știi, așa când te lași pe mâna Dumnezeu, atâta te încurcă câteodată. Am venit, eu nu știu, atâta de obosit și atunci am parcat și eu și vecinul, știi. Bă, zic, mă duc să-i dau la ăsta bună seara, să-l întreb ce face. Bă, zic, nu mă duc, na, ca bun creștin, hai să mă duc, știi. M-am dus, știi, gata să intru în casă. Și apoi, salut, ce faci? Așa, pe am început să povestim noi. Și cu aia, și cu aia, și sufletești, și de familie. Un ceas m-a ținut acolo noi. Mi-a stricat tot programul. Dar bine mi-a picat. Spică bine pe final. Deci, duceți-vă pentru două minute, dar poate spuneți, Doamne, am auzit de ăla care a trecut pe lângă și am auzit de samariteanul ăla care s-a oprit. Și dea Domnul să vă strice programul la vă câțiva după masa asta și să vă facă o bucurie și experiențe frumoase. Amin? Astea-s de alea pocăiești.